Febra recoltării de celule STEM a prins amploare în ultimul timp și în România, iar din ce în ce mai mulți părinți se gândesc să apeleze la serviciile băncilor de celule STEM. Nu toți știu însă și la ce sunt bune cu adevărat. Venirea pe lumea unui copil este un moment unic în viața oricărei familii, iar sănătatea acestuia devine prioritatea numărul 1. Mulți, speriați de riscul unor boli grave pe care copiilor le pot prezenta, plătesc sume importante pentru stocarea acestor celule prelevate din sângele umbilical sau placentar, fără să se informeze bine înainte de a lua această decizie. Atenție însă pe ce dați banii, dar și la serviciile cărei bănci apelați, spun specialiștii din domeniu. Boli hematologice, diferite tipuri de sindrome sau anumite tipuri de leucemii sunt doar câteva dintre afecțiunile în care celulele STEM pot fi de mare ajutor. Celulele STEM se recoltează la nașterea copilului, se recoltează din mai multe surse. Sunt acele celule care ajută la refacerea sistemului imunitar dacă le recoltăm din sursa principală, sângele umbilical. În momentul de față sunt peste 86 de terapii standard utilizate la nivel mondial. Recoltarea probei biologice este o procedură simplă, non-invazivă și care nu durează mai mult de 5 minute. Odată recoltate aceste probe biologice, sunt transportate în bancă pentru pregătirea pentru stocare pe timp îndelungat. Vorbim de partea de procesare și extragerea celulelor STEM, de testarea probelor biologice, pentru că o probă nu poate fi stocată dacă nu îndeplinește anumite condiții științifice. Trebuie să avem un număr minim de celule garantat și să nu existe niciun virus sau bacterie care să afecteze viabilitatea celulară. Așadar, dacă v-ați hotărât să apelați la serviciile unei bănci de celule STEM, specialiștii din domeniu spun să fiți foarte atenți și pe ce dați banii. În primul rând, e important să știți pentru ce plătiți. Adică serviciul în sine. Plătiți strict recoltarea și stocarea sau plătiți inclusiv prelevarea acelei probe și prelucrarea ei pentru transformarea într-un produs finit de terapie celulară. Dar mai important este să știți ce anume va fi stocat. Important ca părinții să știe că în eventualitatea unui transplant se va folosi produsul finit de terapie celulară și nu doar o probă biologică. Asta înseamnă că de preferat ar fi ca celulele STEM să fie stocate separate celular și nu sub formă de sânge integral. Și în al treilea rând este foarte important să știm exact plata în sine, cum se va face, să fim atenți la condițiile contractuale și să vedem stocarea în sine cum se va face, adică este stocare inclusă pe 18 ani, pe 20 de ani, trebuie să știm și de asemenea ce alte taxe mai sunt pe parcurs. Pentru un pachet care include recoltarea, prelevarea și stocarea probei pentru 20 de ani a unui singur tip de celule STEM, prețurile pornesc de la 1300 de euro, sumă care poate fi plătită și în rate. Zenaida este gravidă pentru a doua oară. Primul copil l-a avut în urmă cu 7 ani și încă de pe atunci ea a luat hotărârea să apeleze la această procedură, deși recoltarea celulelor STEM era la început pe piață din România. Și la primul am recoltat la fel și am zis să recoltăm și la al doilea pentru că au apărut diverse boli și pe viitor să nu avem surprize neplăcute. Raluca, în schimb, este pentru prima dată gravidă. Ea a hotărât să recolteze celule STEM după ce a auzit despre procedură la cunoscuți. De la prieteni, de pe internet, de la colegi care au apelat la aceste celule. Pentru sănătate, atât a copilului meu, cât și a familiei mele. În cazul în care avem nevoie, poate o să ajungem să apelăm la el. În momentul în studiez piața, mi s-au părut anumite firme care ar avea anumite pachete interesante, dar vom vedea. Așadar, dacă vă tentează, gândiți-vă bine, pentru că nașterea este unica ocazie când se poate face recoltarea.